decât sfertul academic, am întârziat, ne cerem scuze că a fost o discuție la primărie mai amplă. Bună ziua și bine ați venit la Săni Moldova. Îi mulțumesc domnului ministru Cadariu pentru că a acceptat invitația noastră aici, pentru că localitatea Săni Moldova este cumva așezată central, așa, și am reușit să avem astăzi aici trei, chiar patru parlamentari, căci domnul ministru este deputat, și avem primari din stațiuni balneare din România. Mulțumesc tuturor. O să se prezinte probabil dumneavoastră sau să aibă anumite probleme de ridicat, dar aș vrea să vă salut pe toți. Dacă îmi permiteți, totuși într-un minut îi trec în vedere. Poate cel mai departe este Bazna, Luci, mulțumesc mult, Vatra Dornei, este Sovata, Pucioasa, a sosit domnul vicepreședinte, mă bucur, domnul primar de la Pucioasa. Avem primari din Moldova, nu? Este reprezentat aici și Gura Humorului și Câmpul Lung Moldovenesc nu este, dar avem Târgu Neamț, nu? Da? Bravo! Și avem primarii noștri de pe Valea Muntelui, primarul municipiului Moinești, primarul orașului Dărmănești, primarul de Târgu Ocna și primari de comune. Mulțumesc tare mult tuturor pentru că ați venit astăzi aici și sper că întâlnirea noastră să fie, de fapt este o întâlnire de lucru, nu este o conferință, nu este ceva special organizat. Aș vrea să vă spun, domnul ministru, că avem foarte multe probleme de ridicat, de pus pe planul de astăzi al discuțiilor noastre. Da, salut conducerea instituțiilor județene, doamna subprefectul Dorița Lungu, desigur, domnul viceprimar al municipiului Bacău. Îmi cer scuze că nu vreau să uit pe cineva, dar nici nu vreau să cheltuim timpul pentru aceasta. Vă simțiți pe toți în egală măsură salutați și toată lumea este invitată după aceea aici la restaurant să împărtășim și să concluzionăm din discuțiile pe care le purtăm astăzi. Desigur, domnul ministru, că așteptările noastre sunt mari astăzi și dacă tot am început la primărie cu discuții despre cadrul legislativ și despre îmbunătățirea lui, încurajez pe colegii mei primari să propună anumite aspecte, pentru că noi avem deja un plan de lucru. În primul rând să remarc că de când a ajuns ministrul domnul Cadariu avem o colaborare foarte bună. La toate întâlnirile pe care le-am avut, am avut rezultate bune și am făcut planuri bune. Deocamdată, în afară de voucherul de vacanță, care este deja materializat și este foarte benefic turismului românesc, celelalte sunt în plan de lucru. Plan de lucru care săptămâna viitoare, cu ocazia Târgului de Turism, va fi pus în valoare și vom avea chiar concret niște echipe de lucru, dar până atunci să nu epuizez eu toată gama de problematici. Aș vrea să vă dau dumneavoastră cuvântul și între timp pot să mai spun și eu câte ceva cu ocazia dezbaterilor, ca să avem și pe lista, pe agenda noastră, să avem și ocazia să dăm cuvântul colegilor din teritoriu. Vă rog, domnul ministru. Mulțumesc, domnul primar. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați făcut timp să ne vedem. Împreună cu domnul primar am avut o întâlnire acum câteva săptămâni la minister, ocazia cu care mi-a solicitat o astfel de prezență la o astfel de adunare, în special pentru a putea discuta lucruri specifice pentru stațiunile balneo, dar nu numai, și pe problematici în general care cad în sarcina ministerului. Eu voi încerca să fac o mică prezentare a ministerului ca să vedem unde stăm, după care aștept de la dumneavoastră să-mi prezentați probleme, eu mi le notez,
La unele dintre ele, dacă voi avea răspunsuri, încerc să le dau succint pe loc, pentru altele le iau ca probleme de rezolvat și le discut cu cei din minister, după care, așa cum spuneam și la discuția de dinainte, de la primărie, domnului primar și celor prezenți acolo, imediat voi solicita colaborare prin reprezentanții dumneavoastră la minister. Este a cincea sau a șasea întâlnire zonală la care particip, de peste tot am cules probleme specifice și de regulă într-o săptămână, două am început să lucrăm la ele. Evident că nu le-am rezolvat pe toate în termen scurt, cert este că le-am dat în lucru. Acum, ministerul este, așa cum probabil știți, un minister nou format cu patru mari departamente, IMM-uri, turism, comerț exterior, investiții străine. Pentru mine, care provin dintr-o zonă turistică din Bucovina, unde este și domnul primar, de la Vatra Dornei, evident că prioritar este turismul, după care IMM-urile, pentru că de acolo provin, de la un IMM foarte mic din județul Suceava. Sunt importante, fără discuție, și celelalte departamente, dar am mărturisit ce mă motivează în primul rând pe mine ca și activitate. Acum, probabil știți, așa am amintit una din etapele parcurse domnul primar, sau începând cu luna decembrie, când am avut primele întâlniri cu reprezentanții din turism, în prima zi am urcat în dezbatere publică ordonanța de urgență cu voucherele, a fost adoptată, noutatea fiind, ele vor fi pentru 5 ani, nu pentru un an, cum se prelungea an de an. Într-adevăr, vor trebui, începând cu 1 aprilie, operațiunile să fie urcate pe platforma e-facturare, acea componentă care s-a angajat Ministerul de Finanțe că o pune în funcțiune de la 1 aprilie pentru componenta între agenții economici. Firmele, de asemenea, nu trebuie să aibă datorii la stat mai mari de 90 de zile. A fost solicitarea premierului, am inclus-o în ordonanță. De asemenea, până la 30 iunie am dat posibilitatea ca toate voucherele nefolosite din 2019-2020 să poată fi folosite în acest an. Solicitarea cu perioada de 5 ani a venit din partea celor care activează în turism, tocmai pentru a contribui la dezvoltarea afacerilor, să știe să-și facă pe termen lung plan de afaceri. Mai ales în condițiile actuale, când există o mare presiune pe toți agenții economici, deci și pe cei din turism, după 2 ani de pandemie, după aceste prețuri care au luat o razna și, nu mai spunem, de evenimentele internaționale. Următorul pas în decembrie și ianuarie, tocmai pentru sectorul principal, pentru Horeca, am reușit și am făcut toate plățile cu întârziere, este drept, de aproape un an de zile, dar într-un final, în decembrie am plătit 1 miliard, în ianuarie 1,2 miliarde, deci o influzie de aproximativ 450 de milioane de euro în sector, chiar așa, așa cum spuneam, au ajuns cumva cu întârziere. Ieri, în cadrul ședinței de guvern s-au adoptat mai multe ordonanțe cu privire la măsuri și programe de sprijin a IMM-urilor. Una dintre ele creează cadru ca să închidem și măsura 2, cea cu granturile de până la 200.000 de euro pentru toate IMM-urile, parte dintre ele, dintre solicitanți, fiind și din domeniul turismului. Mai avem de achitat cam 3.000 de beneficiari, 2.800 și ceva, 570 de milioane de lei, n-au mai fost bani europeni. Am insistat la legea bugetului, au fost incluși în bugetul ministerului, avem, trebuia făcut o mică corecție legislativă, o închidem și pe aceea. Tot ieri, la o altă ordonanță, sau printr-o altă ordonanță adoptată, am creat cadrul legal pentru a putea lucra la Horeca 2. În urma discuții cu reprezentanții din turism și la nivel de minister, dar mai ales la nivel de prim-ministru și nivel de minister de finanțe, s-a admis ipoteza ca după rectificarea bugetară să se poată finanța, să fim noi finanțați cu o sumă de bani pentru o nouă schemă de ajutor Horeca 2 pentru pierderile suferite de agenții economici în cursul anului 2021 de această dată. Suma solicitată de către asociațiile naționale se situează cam la o treime față de cea din anul sau pentru pierderile din anul 2020. De asemenea, avem o altă ordonanță care din păcate n-a intrat ieri pe ordinea de zi, va intra săptămâna viitoare,
care ne oferă cadrul legal pentru un nou program de sprijin al turismului și mă refer aici la o lege de a stimula incoming-ul, de a stimula creșterea numărului de turiști străini, premiind agențiile de turism care vor realiza acest lucru, probabil și cu o barieră minimală ca și procentaj, ca ponderea turiștilor străini în total, turiști gestionați de o agenție, nu știu, 10-15%, oricum, având, după ce vom avea cadrul legal, vom lucra la acel program și la acel program și la alte programe și la eventualele programe pe care le propuneți dumneavoastră strict pentru sectorul balneo. Forma finală va rezulta în urma discuțiilor între reprezentanții Ministerului și dumneavoastră, fiecare din domenii, din turism. Pentru că e corect și normal ca aceste programe, dacă tot sunt formate și derulate, să vină pe așteptările dumneavoastră. Asta ca regulă generală. Tot ca regulă generală, de când am ajuns la minister, am instituit regula în fiecare lună, în a doua marți, există întâlnire cu toți cei din domeniul turismului, cu toți cei care reprezintă IMM-urile, pe orice problematică ridicată de noi sau de către dumneavoastră, și sunt, cum să spun eu, cel puțin o întâlnire pe lună. Și ori de câte ori suntem solicitați, prima dată trebuie să facem comunicare cu dumneavoastră. Mai e o problemă, sau cel puțin două probleme. Una care ține de promovare. Ajungând la minister, am constatat până la urmă un lucru pe care îl știam cu toții. Faptul că statul român în ăștia 30 de ani nu și-a prea făcut treaba în componenta de promovare a turismului. S-a întâmplat ceva acum vreo 10-12 ani, atunci când am înțeles la dispoziția ministerului au fost câteva zeci de milioane de euro pentru a construi un logo și un brand. S-a încercat o primă promovare atunci, după care totul s-a stins. E drept, conotația ceva mai negativă a unui ministru de la vremea respectivă, e posibil să fi grăbit acea blocare a promovării turismului. Acesta este motivul pentru care luni seara am avut o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor patronale, sindicale, profesionale din turism și am convenit constituirea unui consiliu de brand. Am pregătit ordinul de ministru, vom face un grup de lucru, reprezentanții din turism cu cei de la minister, cu majoritatea celor privați, adică cu majoritatea în acel grup de lucru să fie reprezentanții din domeniul privat, pentru a imagina măsuri preliminare de reluare a promovării în primul și în primul rând prin reluarea folosirii logo-ului și a brand-ului, a unui lucru pentru care s-a investit și timp și bani și muncă și așa mai departe. De altfel, nu știu dacă au ajuns la toate primăriile, am formulat solicitări prin adrese către toate administrațiile locale, către consilii județene, către aeroporturi, către instituțiile statului, benevol să se afișeze la toate aceste instituții logo și brand-ul. Am făcut o solicitare scrisă inclusiv către asociațiile din turism pentru a face apel la toți privații care activează în domeniu să înceapă să-l folosească. Nu ascund faptul că exact la sugestia reprezentanților privaților din turism lucrăm la modificarea legii de așa manieră ca una din condițiile de clasificare să fie și aceasta. Logo și brandul de țară să fie afișat la loc vizibil pentru a avea un element de legătură comun în efortul de promovare și a destinațiilor locale, dar în general a destinației de țară, România. Și nu în ultimul rând, o problematică care este așteptată, sau mă rog, și aceasta stă blocată de aproximativ 12 ani, și anume OMD-urile, organizațiile de management al destinației. Există o prevedere în legea turismului, în ordonanța 58, care prevede înființarea acestor OMD-uri. Din păcate, în tot acest interval, de când a fost introdusă și până în prezent, nu au mai apărut normele de aplicare, motiv pentru care Ministerul nu a putut clasifica sau atesta astfel de organizații. Cu toate acestea, în intervalul acesta, sunt cel puțin, din ce știu eu, 19 OMD-uri constituite, doar în baza legii, și au doar statut de asociere și atât. Ori, în urma discuțiilor și întâlnirilor foarte dese cu reprezentanții din turism,
dar și cu reprezentanții administrațiilor publice locale, fie ele municipii, orașe, comune și așa mai departe, lucrăm la o formă finală. Înțeleg că acolo există un blocaj și o să vă rog să vă exprimați, mai ales cei care sunteți administratori locali, primari, viceprimari, președinți de consilii județene și așa mai departe, să vă spuneți părerea, pentru că am înțeles că blocajul în constituirea și funcționarea acelor OMD-uri o reprezintă doar două, trei aspecte. Unu, dacă se existe sau nu și un OMD național, pentru că în lege se vorbește la momentul de față doar de OMD local și regional. Al doilea, care este cota la vot, la decizia în cadrul unui OMD, indiferent de nivel, și a treia, sursa de finanțare și proporția ei. Ce se întâmplă cu sumele colectate de la turiști, ce se întâmplă cu sumele colectate de către primării prin taxe de promovare? Care este proporția care să fie direcționată către OMD-uri? Din partea privaților, solicitarea este să aibă decizie unitară, majoritară. Legea spune acum că o administrație locală trebuie să aibă minimum 50% ca putere de decizie. De asemenea, dumnealor solicită ca toate taxele colectate să fie vărsate în bugetul OMD-ului și acolo să se stabilească strategia. Pentru că acele asocieri între administrațiile locale și reprezentanții tuturor asociațiilor și operatorilor simpli și asociațiilor profesionale și sindicale și patronale și arhitecți, după caz, universități, institute și așa mai departe, va fi o asociere benevolă. În scopul de a stabili o strategie, și e condiție, fie la înființare, fie în termen de maxim un an de zile, să fie constituită acea strategie și un plan de măsuri în sensul dezvoltării și mai ales în sensul promovării destinației. Cam acestea sunt lucrurile pe care vreau să vi le prezint extrem de sintetic. Eu aș avea multe de spus, dar aș vrea să vă las pe dumneavoastră să vă spuneți ofurile. Și mai ales să vă solicit să vă exprimați opinia cu referire la acele aspecte pentru OMD-uri. Vă mulțumesc. Domnul ministru, mulțumim frumos. Îmi cer scuze, am uitat să apreciez prezența unor primari importanți. Este domnul prim vicepreședinte, primarul de la Sovata, împreună cu Pride Vlăhița. Sunt și dumneavoastră aici. Îmi cer scuze, domnul primar. Aș vrea să nu să corectez, ci să vă să amintesc că este astăzi o întâlnire a Asociației Stațiunilor Balneare și atunci noi ne-am gândit să utilizăm acest timp și pentru a capacita resursele noastre locale și a informa și a identifica problemele locale. De asemenea, mulțumesc agenților economici prezenți astăzi aici. Avem și încurajez să pună întrebări, pentru că este foarte important să avem o viziune comună. Domnul, înainte să invit colegii la discuții, aș vrea să reiterez în câteva minute discuțiile pe care noi le-am, să le reiau, pe care le-am avut și direcțiile pe care Asociația Stațiunilor Balneare propune să se meargă din perspectiva autorităților publice locale, pentru că la dumneavoastră se întâlnesc și problemele privatului și problemele noastre și atunci e bine să le știți pe toate și să încercăm să luăm decizii care să permită colaborarea și corelarea practică a acestor direcții. Prima dată, problema importantă a localităților noastre, stațiuni balneare, este că suntem finanțați pe formula de număr de locuitor și că nicăieri în legea bugetului stațiunile balneare nu au un leu suplimentar. Respectiv, la Sănii Moldova, dacă sunt aproape 3.000 de locuitori efectivi și avem 3.800 de paturi, cele 3.800 de paturi pentru care noi muncim 60% din munca administrației publice locale se referă la turism. Și atunci cheltuiala cu cei 60% nu este corect să se facă din banii cetățenilor noștri, care au și ei nevoie de proiecte, de iluminat, de infrastructură, educație, sănătate. Aici propunerea concretă este ca la viitoarea lege a bugetului să se aloce, să fie obligate consiliile județene ca la alocarea județeană patul de turist, care este foarte simplu de identificat, pentru care are autorizație de funcționare, să fie finanțat
în egală măsură sau măcar 50% din cetățean. A doua problemă pe care am discutat-o și pe care o avem în vedere este PNRR-ul. Cea mai rapidă este o problemă pe care am discutat-o și cu domnul ministru Ceche, personal, când ne-am întâlnit la ea, și este ca la fondurile alocate localităților, să localitățile, stațiuni balneare, să beneficieze de sume suplimentare, pentru că noi avem nevoie mult mai mult să facem piste pe cele 7 componente pe care s-a agreat contractul cu Uniunea Europeană. Vorbim de piste de biciclete, mobilitate urbană, vorbim de stații de încărcare, vorbim de informatizare și toate problematicile legate de nevoia ca turistul să fie foarte updatat, să fie la zi cu toate informațiile necesare, și celelalte culoare, bineînțeles. Deci asta este o propunere. A doua este ca pe tot pe PNRR, la Ministerul Sănătății, să se facă din banii primiți pe PNRR pentru sănătate, să se constituie, să se separe un fond pentru recuperare balneară, în special recuperare post-COVID, care acum este și necesară, dar este și ușor de argumentat în fața Uniunii Europene ca și nevoie. A treia problemă susținută foarte puternic este faptul că trebuie să fim ajutați pentru a cerceta și a certifica resursele noastre balneare. Foarte multe resurse balneare, eu am vizitat aproape toate stațiunile, mai am Buziaș, două stațiuni, trei pe care nu le-am vizitat, Voineasa, nu mai știu care, dar toți ceilalți primari se confruntă cu problema, în primul rând că resursele sunt în privat, noi suntem prima stațiune care am certificat resursele la primărie și urmează să le cercetăm, dar celelalte stațiuni le au în privat, urmează, unele sunt în zona de solicitare către ANRM să treacă la primărie, altele încă mai au ani de licență de privat. Dar chiar și așa, până la urmă, nu ne interesează atât de mult dacă privatul își face treaba cum trebuie, ceea ce este discutabil, pentru că trebuie să facă și profit, dar asta este o altă problemă. Cercetarea resurselor ne interesează foarte mult. Avem un Institut Național de Recuperare, singurul de altfel, care cercetează resurse, dar care nu corespunde la momentul acesta din perspectiva cerințelor. El a fost subțiat și acum a venit avalanșă de solicitări la care ori tehnic, ori logistic, ori financiar, institutul nu face față. Vă dau un exemplu, noi avem sticlele pentru, noi vrem să facem stabilitatea apelor minerale pentru 3 izvoare. Pentru aceasta, dacă vrem 6 luni, în fiecare săptămână trebuie să cerceteze apa, să vadă dacă s-a depreciat proprietățile. Am dus 72 de sticle la Institutul de Balneologie în luna octombrie. Nici astăzi nu avem încă propunerea de colaborare ca să facem un contract în acest sens. Am muncit 4 ani și jumătate să certificăm aceste resurse. Dacă mai muncim încă 4 ani, timpul trece și nu avem posibilitatea să facem studii clinice. La fel, această apă terapeutică este pe mâna medicilor. Medicii trebuie incluși într-un program în care să fie finanțați, să fie și ei încurajați, că altfel trebuie să o facă voluntar, pro bono sau nu știu din ce alte resurse. Dar noi încurajăm și vă rugăm să ne sprijiniți ca Ministerul Sănătății să aibă ca program poate obligatoriu cercetarea resurselor terapeutice naturale pe care noi le avem. Noi nu o să concurăm niciodată, noi după ce facem stabilitatea, ca să vindem apa în farmacii, nu primăria, ci un privat, vom fi la aceeași autoritate cu farma. Gândiți-vă ce putere de lobby are o primărie, ce putere financiară are o primărie în comparație cu un producător de medicamente, care are și puterea și priceperea, până la urmă, că noi, dacă ne unim primăriile să facem acest lucru, nu putem, pentru că fiecare are specificul, fiecare stațiune are specificul ei. Unii au sare, unii au nămol, unii au apă terapeutică, apă termală. Și atunci, aceasta este din nou o problemă pe care noi o punem pe masa dumneavoastră și împreună
așa cum cei peste 25 de asociații sunt la Alianța pentru Turism, pe care dumneavoastră ați primit-o foarte repede atunci, cum ați spus, și care a dat rezultate. Noi avem puterea asociativă să ne unim. Suntem deja asociați cu OPTBR, Organizația Patronatelor, și de asemenea cu Asociația Română de Balneologie, a medicilor balneologi. De altfel, Congresul de Balneologie anul acesta se desfășoară la Stănii Moldova, 1-7 septembrie. Și vrem să facem să vă asigurăm că ne dorim, vrem să facem ceea ce își doresc toți turiștii, în special de balnear, că aici suntem de balnear, dar resursele noastre sunt foarte puține. Orice suprafață, orice proiect pus în... Am pus în izvoarele, nu? Cu LED-uri, cu lumini, este energia electrică, este un cost, măturatul este un cost, toate celelalte. Și avem două variante. Să împovărăm agenții economici și numai ei știu de unde aduc banii, sau să împovărăm turistul la recepție, să strângem niște bani. Am vrea, dacă se poate, măcar în trei să împărțim această cheltuială, adică să pună ceva agentul economic, să pună ceva turistul și să mai pună ceva și alte structuri. Și dau exemplul Ungariei, pe care tot timpul au reiterat colegii noștri care au relații acolo. În Ungaria, dacă eu am încasat pe taxa de turist 100 de lei, guvernul ungar mai pune 100 de lei. Și atunci e o legătură, da, e o colaborare printr-un instrument care se poate face. Până la urmă începem într-o formă și îl îmbunătățim an de an. Nu-i corect ca eu să iau banii cetățeanului meu din Stănii Moldova și să cu ei să rezolv problema turistului, pentru că el este totuși o persoană care aduce beneficii localității, indirect, așa cum am subliniat, dar nu sunt oameni la 70 de ani, la 60 de ani, unii săraci vin la tratament, noi trebuie să luăm 5 lei pe zi, în fiecare zi. Ia ca acest lucru am putea să-l facem gratuit, pentru, cel puțin pentru cei cu CNPAS-ul, dar nu putem pentru că nu ne permite bugetul nostru. Vrem să fie mai multe flori, vrem să avem mai multe spectacole, vrem să avem mai multă promovare și cu ocazia aceasta mulțumesc televiziunilor prezente astăzi aici și radioului și presei scrise, dar de undeva, ca să cheltui, de undeva trebuie să aduci. Și cam astea sunt în mare problemele. Despre OMD am discutat și la Piatra Neamță cu 4 ani, că mi-am amintit. Și atunci am pus problema. Eu am 14 ani de președinte de structură asociativă. Cea mai fragilă structură posibilă este o structură în care asociez privatul cu publicul, unde este decizia, unde se duc banii. Dumnealor vor să ajungă banii la privat. Dar cum o să poată el să repare ceva dacă trebuie să-i dea la primărie, ca primăria să facă? Dacă face el, știți foarte bine că nu poate să facă decât prin sponsorizare sau prin alte instrumente. Adică ne gândim, dacă banii ăștia ajung numai pe promovare online sau pe altceva, e ok, că nu ne interesează, dar dacă ajung, cum acum noi avem un regulament ca din taxa pentru izvoare, să și reparăm aleea pentru izvoare, pentru că turistul circulă pe acolo, repararea sau zugrăvirea sau ce facem noi pe zona respectivă nu poate să vină din afară. Adică este foarte greu. Am adunat niște bani care s-ar duce la o structură asociativă care ar veni să colaboreze cu primăria. Propunerea noastră și a mea personală rămâne ca managementul și direcționarea banilor să-l facă privatul, dar banii să se adune în găleata comună, adică să vină la administrația publică locală pe o direcție specială de cheltuire, care înseamnă foarte simplu, cum primesc și alți bani cu destinație specială. Și atunci, am o sumă de bani în cont, am decizia OMD-ului de a face cu banii aceia 3-4 probleme și eu ca executant, ca și executiv local, pun în aplicare decizia pe care dumnealor, majoritar, de altfel că nu vrem să fim noi majoritari, dacă s-a spus 50%, poți să dai managementul prin consens. Adică dumnealor vin cu 50% de voturi și noi venim cu 50%. Și dacă primăria nu e de acord, la prima dată se creează un blocaj, a doua oară se ajunge la un consens. Și atunci managementul va fi comun, dar
aplicabilitatea sau funcționarea acestor OMD-uri să fie să fie cumva în în sarcina primăriei, cel puțin încă o dată, cel puțin acelea care au nevoie de lucrări. Cred că am vorbit cam mult, o să mai am o intervenție mai târziu. Vă rog pe colegii noștri sau dacă vreți, domnul ministru, să ne spuneți acum două, trei cuvinte despre fiecare subiect. Poate că dacă aș fi fost inspirat să rog un reprezentant al Ministerului Sănătății să fie prezent, poate măcar la rang de secretar de stat, ar fi fost mult mai constructiv. N-am fost inspirat. Poate data viitoare. Acum, noi ca minister, cel puțin în cazul dumneavoastră, a celor stațiuni balneo care nu aveți și statut de stațiune turistică, avem prea puține competențe. Pentru componenta de sănătate, e clar, decizia este la Ministerul Sănătății. Însă, haideți să discutăm foarte sintetic pe cele trei propuneri. Prima, cu bugetul. Am și discutat la primărie, sunt foarte deschis. Imediat ce participați la prima întâlnire de lucru la minister, veniți cu formularea scrisă, noi o filtrăm, propunem proiect de lege și îl înaintăm către Parlament. Evident, fiecare dintre noi, mai ales cei care sunt în funcții politice, care au la bază o susținere politică pentru a ajunge în aceste funcții, va trebui ulterior să facem promovarea proiectului de lege de așa manieră încât să-și treacă. Ca orice proiect de lege, mai ales unul care are referire la bani, va fi la avizare la Ministerul de Finanțe. Și acolo am cea mai mare reținere. Însă asta nu înseamnă că nu trebuie să o încercăm. Drept urmare, eu vă propun, noi am avut, cred, săptămâna trecută, a fost a doua săptămână de marți, adică a doua săptămână din lună și marți am avut întâlnirea. Formulați propunerea, imediat ce o aveți, dați-mi semnal și facem o întâlnire cu un grup de lucru prin reprezentanți la dumneavoastră la minister și îi dăm drumul. Celelalte două, ambele probleme ridicate, din păcate, nu se află la noi. Și spun din păcate la modul serios. Pentru că știți cum e? Absolut toate propunerile într-un final au componenta financiară. Cum o rezolvi? Noi la început de drum, la început de an, atunci când am intrat să lucrăm pe bugetul nou, am constatat un lucru. Bugetul Ministerului față de anul trecut este cu 44% mai mic de pe credite bugetare și cu 52% mai mic pe credite de angajament. Asta e realitatea Ministerului. Mai mult de atât, 2,5 miliarde înseamnă credite bugetare. 1,2 miliarde le-am cheltuit în ianuarie ca să închidem Horeca 2. Aproape 600 de milioane urmează să îi consumăm pentru a închide măsura 2, cea cu granturile. Drept urmare, Ministerul va rămâne cu 700 de milioane buget. Noi ne propunem, pentru că așa avem sarcină prin programul de guvernare, ca în cursul acestui an să lansăm minimum 7-8 până la 10 proiecte. Primul dintre ele pe care ni le dorim a fi lansate, ediția a treia de la Startup Nation, dacă ar fi să ne punem țintă tot 10.000 de beneficiari, ar însemna un necesar de 2 miliarde. Ori noi avem bugetul de 700 de milioane. Și au fost discuții intense atunci la formarea bugetului și ni s-a recomandat, printre altele, să căutăm calea fondurilor europene. Ne-am conformat, am făcut o întâlnire la minister, la care au participat reprezentanții tuturor formelor asociative ale administrațiilor locale, de la Consiliul Județean până la comune, cei 8 directori de agenții de dezvoltare, care sunt autorități de management în nou ciclu financiar pe componenta POR, și directorul Direcției de Resort din Ministerul Finanțelor, din Ministerul Fondurilor Europene, să ne lămurim noi cu turismul ce putem accesa. În concluzie, noi ca minister de pe componenta PNRR pentru turism, din 29,2 miliarde, avem la dispoziție 10 milioane. Strict cu țintă pentru a forma cele 8 OMD-uri regionale. La fonduri structurale, la
un singur program prevede bani pentru turism și ăla este POR-ul. Adică cele 8 agenții au niște sume alocate deja între 100 și 140 de milioane de euro pentru componenta turism. Motiv pentru care le-am solicitat să aibă în vedere că atunci când fac acele ghiduri să includă printre beneficiari OMD-urile, că tot am discutat despre ele și poate vom mai discuta, și polurile de dezvoltare turistică. Un concept pe care îl vom defini în legea turismului acum când facem modificările pentru OMD. Deci, din punct de vedere financiar, orice am imagina, pe fonduri europene avem șanse foarte mici, pe fonduri guvernamentale lucrurile stau în felul următor. Cu cât mai repede vom constitui aceste programe și vom începe derularea lor, promisiunea de la Ministerul de Finanțe și de la nivelul prim-ministru este că bugetul la prima rectificare va fi suplimentat. Ăsta este motivul pentru care, împreună cu acei colegi din Direcția de Specialitate și cele 9 agenții din țară ale IMM-urilor, încercăm să ne mișcăm cât mai repede posibil. Da? Avem niște constrângeri. Oamenii aia vreo 100, până în 150 ca număr, într-un an de zile, au gestionat peste 120.000 de cereri la toate cele 4 scheme de ajutor. Dar nu numai atât, pentru că acolo ai nenumărate etape de la primirea cererilor până la contractul final, au sarcine de monitorizare pe fiecare din scheme, cu perioade diverse, de la 1 la 2 ani. Deci un volum foarte mare de muncă. Cu toate acestea, ei s-au angajat că vor munci și sperăm până, așa cum spuneam, până la mijlocul anului, 4-5 dintre programele să le derulăm, prima țintă fiind ediția 3 la Startup Nation, undeva în orizontul lunii aprilie-mai. Acum, să revenim la cele două puncte pe care le-ați ridicat în legătură cu Ministerul Dezvoltării și cu Ministerul Sănătății. Voi face toate demersurile pentru a avea constituit un grup comun de lucru, tripartit, noi, dumneavoastră și fiecare dintre ministere, pentru a începe, hai să le spunem așa, între ghilimele, presiuni pe subiect. Și am să dau două exemple. La întâlnirea de la Constanța, una din problemele ridicate a fost problematica acelor plaje lărgite. Faptul că în sezonul estival trecut n-au putut fi utilizate, s-au pierdut turiști și așa mai departe. Și am reacționat, eu zic, foarte repede, pentru că în decurs de 2-3 săptămâni am avut deja 3 întâlniri a grupului de lucru. La ultima întâlnire de joia trecută a participat și primarul de Constanța și prefectul pentru a le solicita celor de la Apele Române, pentru că ei sunt administratorul, și doamna Lungu știe foarte bine, să propună o soluție, măcar temporară, pentru sezonul estival 2022, pentru că și așa agenții economici sunt supra-solicitați de efectele pandemiei și de acel al măririi prețurilor la energie și gaze. Și un al doilea exemplu, una din primele discuții cu reprezentanții din domeniul turismului, s-a ridicat o problemă privind forța de muncă, care a migrat, care e insuficientă și atunci ne-au explicat că au țintă forța de muncă importată, mai ales din Orientul îndepărtat, în zona Indiei, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh și așa mai departe. La o săptămână am constituit un loc de lucru, am avut deja o primă întâlnire la Ministerul de Externe pentru a găsi soluții. Acolo unde există misiuni diplomatice pentru a suplimenta cu personal de a prelucra în regim de urgență cererile pentru permisele de muncă, pentru contingentul, așa cum știți, este act normativ și s-a mărit de la 50.000 la 100.000 și unde nu să facă un soi de consulate itinerante pentru a rezolva punctual aceste lucruri. Adică am dat aceste două exemple pentru a și dovedi că încercăm să ne mișcăm cât de repede posibil, cel puțin în ce ne privește. Rezultatul acestor întâlniri tripartite vom vedea care va fi, dar noi vom reacționa foarte repede. Pentru asta o să vă rog, prin reprezentanții dumneavoastră al stațiunilor balneo, în permanență să aveți reprezentanți, măcar o dată pe lună prezenți la acele întâlniri de la minister și ori de câte ori simțiți nevoia că trebuie să discutăm ceva mai urgent. Ca regulă generală, dacă sunt în minister, măcar la început, dacă nu pentru toată perioada ședinței, particip și eu. Necazul este că până săptămâna trecută n-am avut nici măcar un secretar de stat. Deci, nu mai spun că ministerul încă nu-i funcțional, am lucrat 2 luni de zile, 2 ministere cu un singur secretar general adjunct. Și cu toate acestea am încercat să facem maximul posibil. Întotdeauna e loc de mai bine, dar pe de altă parte cât suntem acolo,
echipa pe care o formăm și mare parte, 99% e preluată, încercăm să venim în întâmpinarea problemelor ridicate de cei din domeniu. În cazul ăsta de către noastră din domeniul balneu. Deci, pentru ambele problematici nu am răspunsuri, nici nu mă pricep cât de repede eu fac demersuri la miniștri, la nivel de secretar de stat, cu solicitarea de a face grupul de lucru, la prima dintre participare, măcar, voi fi și eu prezent, tocmai pentru a da greutate și importanță urgenței ridicate și să sperăm că vom avea măcar răspunsuri, nu știu dacă și soluții rapide. Domnul ministru, mulțumim, o să mai avem ocazia. Am salutat parlamentarii prezenți aici, doamna Cătălina Ciofu, doamna Elena Hrădău și pe domnul Mircea Fechet. O să-l rog pe domnul Mircea Fechet să ne spună câteva cuvinte, dar așa ca să presar puțin, știți, turistul când iese din hotel nu știe că acolo este un minus datorat celui din hotel sau primărie, pentru că nici nu știe terenul acela dacă este al primăriei, al cui este. Aș vrea doar să ne imaginăm că turistul de balnear este totuși un turist care ar trebui să fie măcar în egală măsură la Ministerul Turismului, ca și turismul de stare de bine, de relaxare, pentru că turismul de recuperare medicală, de recuperare a stării de bine deja recuperează sau economisește niște bani care ar fi cheltuiți de farmacii pentru medicamente sau de tratamente mult mai scumpe. Și atunci, rugămintea mea este ca în toate viziunile acestea pe care dumneavoastră le faceți să ne considerați, noi suntem și noi foarte organizați, Asociația Stațiunilor Balneare are 6 regiuni, avem câte un vicepreședinte pe fiecare regiune și acolo sunt 5-7 stațiuni balneare de pe arealul respectiv. Nu ne suprapunem cu agențiile de dezvoltare, dar suntem pe aproape, să spunem așa. Și atunci este o rugăminte expresă a noastră și așa ca să fiu și mai concret, încă nu am refuzat o invitație la o ședință de lucru. Dar vă promit că o să avem un reprezentant, măcar dacă eu nu pot, o să avem un reprezentant acolo. Mulțumim că ne-ați transmis astăzi invitația și o să fim prezenți. Vă rog, domnul deputat. Mulțumesc, domnule primar. Domnule ministru, bine ați venit în județul Bacău. Bine ați venit la Slănic, Moldova. M-am bucurat când, în urmă cu câteva săptămâni, domnul primar Gheorghe Baciu mi-a transmis faptul că ar găzdui o astfel de întâlnire. Pe această cale țin să-i mulțumesc pentru că a contribuit și nu doar că a contribuit, însă este principalul artizan al întâlnirii pe care o avem astăzi. Vă mulțumesc că vă faceți timp să veniți în județul Bacău. De altfel și eu când eram la minister încercam ca ori de câte ori era posibil, cel puțin o dată la 2 săptămâni, o zi să mi-o petrec în vreun județ din țară pentru a clarifica chestiuni acolo la fața locului. Slănic, Moldova este cu siguranță perla Moldovei, lucru pe care probabil îl știați deja. Oricum sunt convins că atunci când o să citiți această carte pe care domnul primar probabil o să vă ofere cadou, o să aflați mult mai multe lucruri, deși părea că a epuizat domnul primar tot ceea ce se putea spune despre Slănic Moldova, o să constatați cu plăcută surprindere că de fapt Slănic Moldova este o stațiune despre care se poate vorbi fără să ne plictisim cu siguranță ore, fără să vreau să-l supăr pe domnul ministru, aș mai menționa faptul că nu de mult un coleg de-al nostru spunea că județul Bacău este sau poate deveni o a doua Bucovină. Ori nu știu dacă asta era o exagerare sau nu,
Însă cu siguranță putem să spunem că Slănic Moldova și la Slănic Moldova există suficient de mult potențial turistic. Există aici spațiu de, cu siguranță, de a face lucruri mai bine și m-aș bucura ca în viitor, nu doar Slănic Moldova, pentru că sunt astăzi prezenți reprezentanți ai mai multor stațiuni balneare sau orașe turistice, în România chestiunea turismului și chestiunea turismului balnear să dobândească din ce în ce mai multă importanță, așa cum ar fi normal de altfel. Salut prezența primarilor, cu atât mai mult cu cât întâlnirea nu se vrea neapărat a fi una politică dincolo de apartenența domnului ministru la Partidul Național Liberal și a multor colegi din sală. Mă bucur să văd că este o întâlnire unde participăm primari de la toate, partidele politice, pentru că până la urmă nici turismul, nici problemele pe care încercăm să le rezolvăm nu au neapărat culoare politică și n-ar trebui să fie tratate din punct de vedere politic. Dacă e să mai fac încă o glumă, aproape era să avem un secretar de stat de la Sănătate, pentru că tot l-ați menționat dumneavoastră, din nefericire, așa cum au evoluat lucrurile, deși Bacăul, Partidul Național Liberal de la Bacău, era titularul unui astfel de portofoliu, el nu a mai fost numit, însă putem spune că înțelegem pe deplin importanța turismului, importanța antreprenoriatului în contextul județului Bacău și aș anunța aici și faptul că urmează foarte curând să desemnăm și noi un secretar de stat care să vină în sprijinul dumneavoastră la minister și să mai preia o parte din încărcătura ministerului, cel puțin în ceea ce privește zona Moldovei, zona Balneo și așa mai departe. Nu lungesc acest discurs, mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. Aș da mai departe cuvântul domnului primar pentru ca să intrăm în problematica specifică a fiecarei localități. Da. Pare că n-am început întâlnire. Da, așa, primul care mi-a cerut să-i ofer cuvântul este domnul primar Ana de la Pucioasa. Vă rog, domnul primar. Bună ziua, vă salut pe toți. Am venit la 250 de kilometri din speranță, pentru că eu, fiind aproape de București, am încercat un an și jumătate sau doar un an să am un dialog cu cel care s-a ocupat înaintea noastră de turism. Din păcate, pentru noi toți, în ultima vreme, turismul a fost doar un slogan. Sau tot ceea ce s-a spus despre atragerea de noi turiști, atragerea de investitori, a rămas la statutul de slogan. Până în momentul de față nu am avut un partener de dialog, un stat cu surprindere și cu satisfacție, chiar dacă sunt primar PSD, faptul că dumneavoastră sunteți un tip foarte implicat și foarte pragmatic, mi se pare, și consider că avem o șansă împreună în această direcție. Vreau să simt ceea ce a spus și colegul meu. Fără bani, niciodată nu o să putem realiza nimic. Iar atunci când avem obiective clare de a crește calitatea serviciilor, de a mări capacitatea de cazare, nu putem face așteptând doar ca primăriile să facă niște eforturi pe care și așa le facem în toate direcțiile pentru a dezvolta infrastructura turistică. Consider că în momentul de față trebuie schimbat ceva și îmi pare foarte rău că nu a fost dumneavoastră cel care s-a aflat la Ministerul de Resort în momentul în care s-a negociat PNRR-ul, în momentul în care s-a discutat despre acțiile de finanțare pe port, pentru că, într-adevăr, suntem într-o situație ingrată. Dacă pe portul trecut am avut taxa 7 dedicată aproape exclusiv stațiunilor balneare și balneare climatice, pe data asta suntem total descoperiți și nu văd cum o să progresăm pe următorul exercițiu financiar. Mai mult de atât, suntem într-o situație în care eu, un personal și cred că și alți colegi, avem un proiect depus pe masterplanul de turism al României, masterplan aprobat prin hotărârea 558 din 2017. Eu, încadrat în termenul prevăzut în respectivul document și am depus până la 31 decembrie
2020, un proiect foarte important, care era prins în respectiva listă, numai că pe vremea domnului Năsăi am primit niște răspunsuri alucinante, iar proiectul nostru a dispărut așa într-un sertar. Sper măcar să mai fie într-un sertar. De aceea mi-aș permite să vă rog ca la final să putem face un schimb de informații și să mă ajutați să dau de urmă acestui proiect abandonat până undeva. Totodată îmi permit în numele colegilor mei să vă rog să luați în calcul măcar pentru următorul buget constituirea unui fond de investiții pentru stațiuni. La un moment dat a fost ca o componentă a nefastului FNDI, era o zonă dedicată stațiunilor cu un buget de vreun miliard. Nu am apucat să depunem proiecte, au rămas și ele pierdute printr-un sertar. Avem doar o adresă că de la Secretariatul General sau cine s-a ocupat, Secretariatul General al Guvernului Comisia de Strategie și Prognoză. Toate proiectele noastre au fost mutate la Ministerul Dezvoltării. Eu am 4 proiecte depuse acolo, nici naiba nu știe ce s-a mai întâmplat cu ele. Probabil că trebuie să le dau uitării sau să le caut altă finanțare. Însă un lucru este cert. Noi, ca să progresăm, trebuie să fim sprijiniți. La momentul de față, mai toate orașele, stațiuni, pe lângă faptul că au școli, au spitale, au și această grijă a dezvoltării sau această obligație a dezvoltării. Nu avem cum să o facem. Bugetele pe care le primim, care sunt din ce în ce mai dezechilibrate, mi se pare mie, cu grijile care sunt din ce în ce mai mari, cel puțin la începutul ăsta de an a fost catastrofal, nu cred că doar pentru mine, cred că pentru toți primarii, facturile la utilități, pentru primării, școli, spitale și așa mai departe, nu văd un orizont foarte apropiat în care să discutăm despre dezvoltare, să discutăm despre calitatea serviciilor, despre mărirea capacității de cazare și despre turism pe de-a întregul, de fapt. Cam asta este nevoia mea, va juca la final, dacă îmi permiteți 2 minute să discutăm pe subiectul acestui proiect și probabil că și colegii mei sunt în această situație. În rest, eu vă mulțumesc pentru invitația de domnului primar, vă mulțumesc domnului ministru pentru toate gândurile bune pe care le-ați transmis. Ne plin de speranță de aici. Sper să putem avea un dialog în continuare și să aveți un mandat cât mai fructuos, atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi. Vă mulțumesc. Domnul primar, nu plecați din dialog. Mă uitam acum, că n-am tot așa, am uitat. Dar le-am pe telefon lista cu investițiile, dar nu văd Pucioasa. Mă așteptam de turismul al României cu investiții. La unul am renunțat eu, pentru că... Dar din Dâmboviță, nu? Da, Dâmboviță. Văd o singură poveste din Dâmboviță, ceva posibil județean. Bun, haideți să 2 cuvinte despre acea hotărâre de guvern. Deci a dat într-adevăr o hotărâre de guvern care a avut... am reconstituit și eu ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat în minister. S-a făcut o circulară pe la toate administrațiile locale la un moment dat pentru a solicita propuneri pentru dezvoltări pe domeniul turistic. S-au acumulat toate aceste solicitări sau propuneri la nivel de minister, s-a făcut o anexă, iar în față s-a pus o hotărâre de guvern, cea despre care spuneți dumneavoastră, și s-a spus așa, aveți termen până în 31 decembrie 2020 să depuneți primele documente. Și se spunea acolo, este termen de decădere, cei care n-ați făcut-o nu mai puteți face. Dar nici nu mai puteți ulterior solicita. Când am ajuns la minister, am constatat că sunt 31 de investiții pe acel master plan în turism, 5 dintre ele sunt aproape de finalizare, 26 sunt în stadiu de început. Din cele 31 per total, 9 sunt pe domenii schiabile, 5 sau 6 sunt pentru stațiuni balneo. În sumate, m-am uitat pe buget, ar fi un necesar în momentul de față de 1,8 miliarde. Ne-au alocat pentru anul acesta 100 de milioane. Bun, poate nici nu e nevoie de atât, pentru că trebuie să facem ceva plăți din cele 5 mai avansate, iar celelalte fiind la început, probabil de aici încolo urmează să, că nu sunt toate documentele depuse în toate cazurile și după care începe achiziția publică și vom vedea ulterior necesarul de bani. Dacă va fi mai mare decât cei 100 de milioane, vom solicita bani la rectificare. Au mai fost primari, evident, fie direct, fie telefonic, și au solicitat relații. În măsura în care i-am găsit acolo în acea listă, le-am spus principiul care funcționează, primul venit, primul servit, care aduce la decontare, fără probleme, decontăm de acolo. Urmând
ca să facem totalul solicitărilor și să apelăm la promisiunea din momentul bugetului și la Ministerul de Finanțe și la nivel de guvern, dați-ne suplimentar sume pentru că vrem să plătim. Dar, ca nivel sau ca intenție sau ca direcție pentru investițiile în turism, în momentul de față Ministerul nu are nimic. Ăsta e motivul pentru care lucrăm la o hotărâre de guvern și concluzia care am tras-o este următoarea. Oricum ar fi, din cele 31, aproape jumătate reprezintă domenii schiabile și balneo. Deci, următoarea structură a planului de investiții pentru turism. Din bugetul de stat al Ministerului am decis să includă doar două domenii. Balneo și domenii schiabile. Așa ne-am propus. Până la 1P, partea cu stațiunile balneo este prevedere în programul de guvernare în care se spune că trebuie să instituim un program național care se desfășoare pe 10 ani pentru sprijinirea sectorului balneo cu granturi care să meargă, citesc din programul de guvernare, cu granturi care să meargă până la 200.000 de euro și să nu reprezinte mai mult de 50% dintr-o investiție. Așa scrie acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem acoperiți și intenționăm să formulăm acel program. Trebuie să-i facem și cadrul legislativ, motiv pentru care lucrăm la noua hotărâre de guvern, fie una nouă, fie modificarea celei amintite de către dumneavoastră. În momentul în care vom lucra și vă dau o formă finală, vă aducem la cunoștință să vedem dacă viziunea noastră coincide cu așteptările dumneavoastră. Când va veni primul reprezentant al dumneavoastră sau primii reprezentanți, vă aștept și săptămâna viitoare, vă aștept oricând doriți acolo, imediat ce ajungeți, începem lucru pe subiect. Da? Cei de acolo din minister, multe din direcții sunt lăudabile, dar sunt funcționari. Cei care trebuie să propună structura principală a unui program trebuie să fie beneficiarul, adică dumneavoastră. Și al doilea lucru, vreau să nu mă lăsați, dați-mi opinia dumneavoastră despre OMD. Măcar pe cele două, trei tematici principale. Cine să aibă decizia, cum să fie gestionați banii. Pentru că eu trebuie să reprezint atunci când fac propunerea finală și o înaintez către toți, către OAT-uri și către domeniul privat, trebuie să receptez și să fiu purtătorul de mesaj a tuturor. Cum vedeți lucrurile? Eu facem și adresa oficială pe cele trei puncte nevralgice, vă solicităm să vă pronunțați în clar ca să contribuim la forma finală. Cu regret o spun că nu găsesc înțelegere de dialog a mediului privat. Insistă pe ceea ce au insistat de 12 ani să aibă decizia finală. Înțeleg o primă propunere a domnului primar, da, domnule, să fie 50-50 și managementul privat. E una din propuneri cu care voi merge în întâmpinarea domniilor lor. Care este opinia dumneavoastră? Eu îi dau dreptate domnului primar în sensul în care privatul întotdeauna își vede propriul interes, nu vreau să spăr pe nimeni, fără să realizeze că fără o infrastructură corectă și fără investiții pe care doar publicul le poate face, sectorul public, el nu poate progresa. Nu știu exact, dar cu siguranță o parte din bani trebuie gestionați și de către... Haideți ca să simplificăm lucrurile. Iar managementul... Unde se duc banii? Sursa de venit e una singură. Eu vorbesc de aia permanentă. Sunt taxele colectate. Am înțeles, da. Taxele colectate de la turiști, care automat nu le poate colecta decât administrația locală, iar acolo unde dumneavoastră ați emis hotărâri de consilii locale și ați instituit și o eventuală taxă de promovare din partea agenților economici pentru componenta turism. Astea sunt sursele permanente de venit, nimic altele. Da, avem cei 10 milioane de euro pentru a constitui sau ai folosit pentru constituirea celor 8 OMD-uri regionale, dar era o chestiune punctuală. Pe de altă parte, am făcut acele diligențe în negocierea cu ADR-urile pentru a permite OMD-urilor să fie beneficiari, să poată aplica pentru programele de pe componenta turism. Dar și alea sunt punctuale. Miza și discuția se poartă pe acei bani colectați. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Am indicat de făcut o împărțire. Categoric ei au dreptul să primească parte. Voie de acești bani, tocmai pentru a susține indirect activitatea dânșilor. Deci,
cred că trebuie găsit o formulă pe care nu sunt eu capabil să o pronunț. Ca să-l ajut pe domnul primar. Dar e clar că banii trebuie să ajungă la ambele... Banii prima dată toți ajung la dumneavoastră? Noi din banii aceștia, din taxa specială, concret și din parcare, întreținem spații verzi, punem flori, aducem fanfară, organizăm evenimente. Cum vedeți dumneavoastră dacă acest OMD i-am dat noi sarcina sau din banii aia să pună flori, să măture pe stradă? Dacă nu-și face treaba, cine este hulit? Primarul. Adică este o nevoie reală ca acolo unde primarul răspunde de siguranța cetățeanului, care e și turistului, de toate problematicile din localitate, să aibă posibilitatea să pună din banii aceia și să mai pună și bani de la primărie, pentru că noi punem 50%, cel mai puțin 50% din cheltuiala asta o punem din bugetul total. Ce adunăm de la recepție îmbunătățim. Da? Și atunci noi trebuie să coabităm. Asta este din punctul... Dar noi o să facem un zoom, că în ultima perioadă ne întâlnim mai des și vă promitem că vă vom da un punct de vedere al stațiunilor balneare. Dar aș vrea să fac o remarcă. Asta, mă scuzați că intervin. Lucrul ăsta vă rog să mi-l dați în cursul săptămânii viitoare, pentru că noi avem un termen limit în primul trimestru din acest an la PNRR să dăm soluția pentru cartografiere. Cum vedem structura acestor OMD-uri. E drept că legislația avem termen 1 octombrie, însă ar fi o nebunie să așteptăm până atunci, noi trebuie să rezolvăm lucrul ăla până la vacanța parlamentară. Ăsta e motivul pentru care vă rog cu toții, nu numai noi, și dumneavoastră să ne grăbim. Deci, vă rog în cursul săptămânii viitoare, dați-mi un punct de vedere. De altfel, la dumneavoastră, la asociere, va veni o adresă. Chiar când eram pe drum, am pus să formuleze către toate asocierile și la stațiunile de interes local și la interes național și la stațiunile balneo și la formele asociative, Consiliul Județean și Municipii, am structurat, am făcut sinteza, dați-mi cu da sau nu, care din variante o susțineți. Pentru că, în final, noi vom face două propuneri, una care să înglobeze majoritatea opiniilor dumneavoastră, una majoritatea opiniilor celor din domeniul privat din care activează în turism, după care o să vă rog să fiți prezenți fizic la una, două întâlniri finale pentru a decide forma finală. Altfel, trebuie să ne asumăm noi una din soluții. Fac o paranteză. Unul din OMD-urile constituite, poate cel mai bine organizat și cu cele mai mari performanțe, este cel de la Oradea. Cei de acolo, administrator local, evident discutăm și de o altă putere financiară, a mers până acolo încât a delegat către acel OMD activități ale administrației locale suplimentare față de cele prevăzute în lege. Cum ar fi unul dintre ele? Organizarea evenimentelor culturale, spectacole și așa mai departe, asigurându-le și un buget suplimentar. Cel de la Oradea mi se pare într-adevăr un exemplu de bună practică. Și le-am spus și celor din privat, vă spun și dumneavoastră, că indiferent care va fi varianta finală a legii, dacă nu va fi acceptată în bună măsură de ambele părți, OMD-urile nu vor fi funcționale. Iar țelul ăla comun, ca acel OMD național să-și facă menirea de promovare a destinațiilor, începând de la local până la ăla mare, destinația de țară, va fi o lege ratată. Asta este părerea mea. Dacă nu vor, este oricum o variantă ipotetică că privatul dă întotdeauna cea mai bună soluție, pentru că eu recunosc cinstit, ascult pe toată lumea, dar dacă tot discutăm până la capăt și le-am pus și eu problema făcându-mă cumva purtătorul de mesaj al dumneavoastră sau al reprezentanților statului și am spus în felul următor, da, e o realitate că statul cam dat rateu în ceea ce privește promovarea, dar întreb, în acei 30 de ani privații cu toate aceste asociații puternice, sunt vreo 7, 8, 9, nu știu cât exact în total, cine i-a împiedicat să facă o asociere unică, să creeze un fond și să dea un exemplu de bună practică, așa cum dădeam exemplu OMD-ul de la Oradea, și să spună, domnule, noi pe un an de zile facem un concept de promovare, atât avem resurse, astea sunt rezultatele, de aici am plecat, aici am ajuns, v-am dovedit că noi știm,
și numai cu banii noștri să facem această activitate, e cazul statul să ne delege cu un control de rigoare această activitate. Da. N-am primit răspuns. N-am primit un răspuns care să mă convingă că da, solicitarea domniilor lor este soluția câștigătoare. Din acest motiv insist să primim răspunsuri scrise, să participați la întâlnirile pe tematica aceasta, în speranța, așa cum spuneam, că varianta finală va fi cât mai larg acceptată și din partea noastră și din partea lor. Și le-am tot explicat. Asocierea va fi benevolă. Există autonomie locală, nu poți obliga administrația locală să se asocieze. Dacă dorește, are posibilitatea, ca și în alte cazuri. Pe de o parte. Pe de altă parte, da, poți prevedea prin lege că toată suma colectată sau parte din suma colectată va bugeta acel OMD. O poți face. Dar dacă tu nu convingi primarul, administrația locală, consiliul local că ești de bună credință, fie nu se asociază, fie ulterior iese din asociere. Sau... Și atunci, dacă pornești de la premisa că unul e mai bun și celălalt este mai puțin bun de la început, înseamnă că nu ai țintă de colaborare. Deci nu ai un țel comun, nu tragi la aceeași căruță, nu ai același obiectiv. De asta insist. Vă rog din partea asociației săptămâna viitoare să răspundeți acelei solicitări a noastră, să avem clar opinia dumneavoastră. Până atunci o părere clarificatoare. Dacă partea de balneare este de utilitate publică și este adică este partea a recuperării de sănătate, partea de schi este competitivitate economică. Respectiv, dacă aceste OMD-uri nu vor fi declarate de utilitate publică, va fi mai greu, că nu poți numai de utilitate publică, așa e și acum în lege. Nici teren, nici clădiri gratuit. Adică și aspectul acesta de intercorelare, interacțiune între ele, legal, pe suport legal, trebuie reglementat. Dacă nu e utilitate publică, nu puteți nici măcar vira bani. Și prezumptiv, așa, dacă managementul și controlul total al OMD-ului va fi făcut de către privat, atunci primăria poate să spună, nu mai pun mă taxă specială, că ea trebuie aprobată de Consiliul Local. Cu ce instrumente financiare va lucra OMD-ul? Din această cauză, ele trebuie să fie foarte bine reglementate și să aibă fiecare câte un câștig. Că m-am bâlbâit puțin mai înainte când am spus, dacă eu, hotelul X este perfect și ăla iese în stradă pe domeniul public și ți-e rușine ție ca primar cu ce vede în față și n-ai resurse să faci, nu la valoarea și la calitatea și la aspectul hotelului, măcar cât de cât să se simtă turistul bine, da? Suntem cu toții vinovați, toată lumea se uită la primar. Cu toții însemnând mai puțin agentul economic, ca să fie treaba clară, da? Noi trebuie să gândim aceste legi în așa fel încât puțin de la mulți este soluția. Puțin de la Consiliul Județean, puțin de la turist, puțin de la minister și atunci dumneavoastră știți că eu am 9% din bugetul local cheltuim pe flori și pe evenimente. 9%, domnul ministru. Și 8,5% pentru proiecte, ne-ar trebui 20% anul acesta, pentru că dacă nu facem proiecte, nu avem ce pune pe masa finanțatorului. Respectiv, sunt foarte mulți bani. Dacă nouă ne-ar da respectiv 800 de mii de lei la bugetul nostru de 10 milioane, că e foarte simplu de corelat, da? 800 de mii de lei e o jucărică la Consiliul Județean, îi dă la o comună pentru un pod. 800 de mii de lei la noi ar îmbunătăți. Mi-am amintit de ceva, da? Și să o livrez ca informație. Discutând cu cei de la finanțe, în perspectiva ordonanței de săptămâna viitoare, în cursul sau în cadrul ședinței de ieri, am aprobat un memorandum. Noi am făcut o convenție, noi, Ministerul de Resort, Antreprenoriat și Turism, cu Fondul de Garantare pentru IMM-uri. Să facem o colaborare. Pentru că așa scrie tot așa, noi nu putem, icoana noastră este programul de guvernare. Și acolo spune că trebuie lansate programe de garantare. Sunt definite 4 dintre ele, 4 ne le-am asumat prin Fondul de Garantare pentru IMM-uri. Pentru producție, pentru investițiile din mediul rural, pentru construcții și pentru invenții și inovații. Apropo de problema cu cercetarea. Dar, într-adevăr, discutăm de acele programe de garantare. Însă, la categoria Garant Construct, acolo unde sunt garanții pentru credite și capital de lucru și investiții în domeniul construcțiilor,
a precizat domnul ministru al finanțelor, care în vedere și administrațiile locale. Mai mult, cred acolo, sper să nu mă înșel, va merge și cu o cofinanțare de 10% de la stat. Deci să-l aveți în vedere în momentul în care, sper să nu mă înșel, să nu fie cel de la investițiile mediul rural, dar undeva, cu siguranță, eu o să mă uit în timp ce mai discutați dumneavoastră, că le am la mine pe telefon și o să vă spun în clar la care. Prevede, deci, posibilitatea să garanteze un credit, inclusiv pentru administrațiile locale, iar la una sau două dintre, sau la unul sau la două dintre programe și asigurarea unei cofinanțări din partea statului de 10%. Asta spre știință. Da, avem scris la cuvânt domnul primar de la, domnul prim vicepreședinte, domnul Laszlo Filip de la Sovata, vă rog. Bună ziua! În primul și primul rând, permiteți-mi să vă salut, domnul ministru, suntem foarte bucuroși că în sfârșit avem ministeriat și avem un reprezentant pe care putem să căutăm problemele noastre. De altfel, cum colegii au zis, eu așa consider că turismul român nu are culoare politică. În primul și primul rând, este un potențial uriaș pe care împreună ar trebui să și să profităm de la tot, atât cei care sunt în privat, cât și cei care reprezintă autoritățile publice locale. Dacă tot procentajul, cum o să fie ONG-urile și cum a stabilit, eu cred că dacă tot vorbim despre descentralizare, ar trebui lăsat la altitudinea OAT-urilor care să decid. De exemplu, noi unde stăm, este o localitate de 10.000 de locuitori, compus dintr-o stațiune și dintr-un oraș. Tot timpul este luptă că vine cu orașul, a cheltuit 20 de milioane de euro în dezvoltarea stațiunii, dar de altfel localnicii nu mai sunt lucrători. Și nu să, cumva să înțelegeți greșit, sunt un primar care la doilea mandat provin din sectorul privat, n-am avut contracandidat și am fost ales la 95% sau peste. Așa că mențin o relație foarte, foarte bună cu cât cu cei care sunt localnici, cât și agenții economici, dar dacă și domnul ministru a permis să vorbească așa un pic mai dintr-o bucată, permiteți-mi și mie să avem mare grijă că când dăm afară din lavor apa murdară, nu cumva să aruncăm și copilul afară. Să nu dăm o posibilitate de și mai mare debandare în turism. Deci eu iarăși revin, propunerea mea este să fie decis local, dacă tot vorbim de descentralizare. Așa cum a zis și domnul președinte, noi, de exemplu, nu am introdus taxa de promovare a stațiunii, cu totul că cheltuim de 20 de ani grămadă de bani în stațiune, cu cea mai mare modestie pot să zic că și se vede. Dar dacă ajungem acolo ca să colectăm, atunci Dumnezeu să-mi ierte, să decidem noi acolo, așa, ca să fie bine pentru toată lumea. Stați să înțeleg, decizie locală înseamnă majoritar au primăria sau decizia să o luați la nivel de OND local? La OND local. Împreună. Noi suntem aleși. Pe noi cine alege? Pe noi ne alege și atât locuitorii care sunt un simplu ospătar, cât și proprietarul care este agent economic într-un hotel. Deci dacă... Vă rog mai clar, ca să înțeleg eu. Durată, spuneți în felul... Care din variante? Nu înțeleg. Vă constituiți dumneavoastră împreună cu cei care activează în turism și vă stabiliți prin statutul dumneavoastră local care va fi ponderea sau trebuie în lege? Nu, exact. Noi să stabilim. Mai bine zis, nici nu trebuie să fie pondere. Dacă cineva pricepe... Trebuie luate decizii. Deciziile se iau vrei, nu vrei, prin vot, la orice nivel. Așa este, dar fiecare care ajunge acolo este susținut de cineva. Este susținut de cineva. Să se aleagă. Un regulament, evident, deci nu. Dar degeaba zicem dintr-o dată că 55, cine o să fie? O să ajunge la 50 și cei care nici nu pricep, nu? Deci nu se poate așa. Nu, în fine, să nu ne împotrivim aici. Asta e simplu o opinie. Dar dacă îmi permiteți, cu colegii care au mai menționat master plan de dezvoltare în domeniul turismului. Pe vremea aceea, fiecare dintre noi a străduit să depună și a lucrat foarte mult la proiectul ăsta. Sunt unii care n-au prins termenul limită, dar totuși au proiectele avansate. Pe la început așa a fost pe proiect de execuție, a fost reluat că se poate depune și studiul de fezabilitate. Dar mulți sunt care n-au putut. Era o
rugăminte și era la un moment dat cu doamna secretar de stat o înțelegere că se va regula și se va pune un termen ulterior până când se mai poate depune cei care au lucrat și sunt într-o fază destul de avansată, să sperăm că... Să înțelegem, de asta ați făcut parte inițial în acea anexă? Da, cu acel proiecte, da. Și ați reușit să-l depuneți până în decembrie 2020? Da, la domeniul schiabil n-am reușit, datorită faptului că, cu totul că în 2003, în domeniul schiabil a fost aprobată printr-o hotărâre de guvern Schi Carpați, dacă mi-ați ținut minte, ulterior, în 2004, pe zona aceea a fost reglementată o rezervație a cocoșului de munte. A fost un lucru funcțional până când am ajuns, cumva, că acum avem un studiu de fezabilitate cu avize și așa mai departe și am putea de lucru. Eu nu vreau să vă referiți pentru cultea de schi. Da. Nu vreau să vă dezamăgesc, am avut un caz de la mine de acasă, de la un vecin al domnului primar de la Dorna, de la Șarul Dorna, exact cu aceeași poveste ca și dumneavoastră. A venit la minister, i-am chemat pe cei de la jurid, pe cei de la direcția de specialitate. Răspunsul a fost negație, pentru că în conținutul acelei hotărâri se spunea că, eu n-am înțeles logica acelei hotărâri, recunosc, dar actul normativ e act normativ. Cei care depun până atunci, bine, care nu depun, nu mai pot depune acel proiect. Acum să ne înțelegem, în ce măsură există cea mai mică posibilitate legală să modificăm ceva, putem discuta. Dar dacă cei de acolo nu mi-avizează o intenția mea, că și noi astea sunteți administratori, aveți direcție juridică, aveți secretar. Dacă pe un subiect, un subordonat, cu argumentele lui, spune că nu avizează, nu poți înainta. Ascultați-mă, domnul master plan, poate fi actualizat. Da, dar depinde de actul normativ care e la bază. V-am spus cum au pus problema cei de la direcția de specialitate și de la juridic. Nu vreau să dau un răspuns definitiv, încă mai cercetez, că na, eu până la urmă sunt inginer mecanic de formație. Însă o să mai cer opinii, inclusiv de la Ministerul Justiției și așa mai departe, la cei care chiar se pricep, de la Secretarul General al Guvernului, dar primul răspuns, în cazul Șarul Dornei, ăsta a fost. Să trecem mai departe și discutăm punctual. Numai din privința finanțării acestui proiect, ca și o garanție. Ulterior, dacă era introdus un master plan de dezvoltare a turismului, dacă ministeriatul avizează și la un împrumut bancar, deja este o garanție. Vă știți foarte bine că la domeniul schiabil a fost foarte multe curte controversate la altitudine foarte mică și așa mai departe. Tocmai de aceea că noi avem curte de schi care funcționează și momentan, și actual, și astăzi. Dar am încercat să facem o curtie sau mai multe curtii la o altitudine de 1770 de metri. Și de aia ar fi foarte important dacă am primit avizarea, că putem reuși dacă nu primim o finanțare. Ca și la un împrumut la bancă, putem să zicem, domnule, uitați, Ministerul Turismului a aprobat, este bine, puteți să aveți încredere. Da, domnule, nu-i vorba de să încercăm să ne lămurim până la cap. Acum, scuze, problema e în felul următor. Dacă printre alte opțiuni există și finanțare, creditare, luați aminte de ce am spus cu acel program când va fi instituit cu garantare pentru ce înseamnă UAT-uri, garant constructul. Luați să-l aveți în vedere. Dacă discutăm din punct de vedere al unui aviz de specialitate de la minister, probabil că ăla se va putea da. Rezerva este vis-a-vis de sursa de finanțare. Despre asta discutăm. Aia nu pot garanta. Aia cu avizul, probabil că da. Însă, v-am spus că strategia pentru următorul master plan are doar două ținte, domenii schiabile și balneu. N-am spus prea multe despre domeniul schiabil. Realitatea este următoarea în România. Și am evidență aici. Avem 266 de pârtii în momentul de față, atestate de către minister. În 92 de locații. 266 de pârtii sunt doar 256 de kilometri. Deci media este sub un kilometru. În multe din cazuri, zic eu chiar în prea multe dintre ele, locul în care s-au făcut aceste investiții este total neprielnic pentru acest sport. Fie pentru că nu există precipitații, fie pentru că nu există altitudine, nu sunt curenți de aer, fie pentru că nu există loc de parcare sau sursa de apă insuficientă. Știți foarte bine cei care administrați așa ceva. Da, bun, așa e, 266. Noi avem în total instalații din astea moderne în toată România și să nu greșesc, 5 telecabine și 8 telegondole. Într-o stațiune din vest, în una singură, poți găsi dublu a ce avem noi în toată țara. Pornind de la aceste realități,
Am spus în felul următor, suntem prea săraci și după cum se arată bugetul tot nealimentat an de an, ca să ne propunem să facem totul la investiții din bugetul de stat în ceea ce înseamnă turism. Și dacă unul din domenii îl vom defini balneo, atunci când discutăm de domenii schiabile, să avem țintă domenii schiabile, nu pârtii. Asta înseamnă că trebuie să identificăm acele areale din țară care se pretează la așa ceva. Mă gândesc un domeniu schiabil trebuie să aibă de la 40-50 km de pârtii în sus și câteva zeci de instalații și toate celelalte condiții întrunite. Precipitații, curenți, utilități, loc de parcare, loc de construcții în apropiere, dacă se poate acces de la autostradă și așa mai departe. Pentru a face lucrul acesta am făcut două etape până acum. Am avut o primă discuție cu cei de la Ministerul Mediului și am întrebat, oameni buni, noi dorim să facem, uitați, lucrul ăsta, să vedem care sunt alea 2, 3, 5, 7 locații din România asta care s-ar preta pentru așa ceva. În ideea că statul și-ar putea asuma în viitor să finanțeze 1, 2, poate 3 domenii schiabile, funcție de dimensiunea financiară. Sau, dacă a identificat și a rezolvat tot ce înseamnă chestiune de autorizări, să caute un partener public-privat sau îl pună la dispoziție domeniul respectiv pentru un investitor privat. Și atunci dați-ne acele areale din România asupra cărora să nu facem niciun studiu, pentru că aceste arii protejate au diverse nivele. Cel mai permisiv pare a fi Natura 2000, unde avem și noi cazul de la Câmpul Lung Moldovenesc, ați mai avut și voi și dumneavoastră situații în care s-au putut face modificări. Sunt unele alea de gradul cel mai înalt în care nu se poate construi. Au spus că ne pun la dispoziție hărțile, inclusiv programul pentru a le accesa, iar în momentul de față le-am dat dispoziție celor de la Direcția de Specialitate să lucreze la un caiet de sarcini, să căutăm acel consultant care să facă această lucrare profesionistă. Mi-aș dori unul care a mai făcut așa ceva, așa ar fi logic, care a făcut un astfel de studiu pe undeva prin lumea asta, prin Europa, și nu din ăla care îți face o schiță prin birou și dă niște linii cam pe aici și te trezești că nu ai întrunite anumite condiții. Și când vom avea acel studiu gata, pus la dispoziția oricui va mai fi la ministerul ăsta în viitor, politicul se ia o decizie dacă finanțează sau nu. Adică îmi propun să facem lucruri profesioniste. Evident că o astfel de țintă nu poate fi atinsă cu finalitate în mandatul meu. Clar. Dar măcar să, dacă tot discutăm de master plan, de direcție generală, să ne asumăm ceva. Cele două sectoare, balneo și domenii schiabile, nu pârtii de schi. Așa îmi privesc lucrurile, n-am pretenția că e soluția cea mai bună, dar ceva trebuie să-ți asumi. Da, domnule ministru, mulțumim. Voiam doar să adaug, mi-am amintit, eu am fost cu domnul prim-vicepreședinte la doamna secretar de stat Nicolescu și atunci s-a o propunere a noastră, care astăzi este întărită de fondul de investiții, este ca dumneavoastră să luați în calcul ca măcar documentația tehnică până la autorizația de construire să o finanțați. Pentru că după aceea, dacă vrea statul să finanțeze un domeniu schiabil, este o situație, dacă vrea Consiliul Județean să finanțeze, este o altă situație, sau dacă vrea Consiliul Local să finanțeze, este o altă situație. Noi suntem așa de săraci, de nu avem bani pentru documentații tehnice. Și atunci, dacă te-ai împotmolit la avizul cu cocoșul de munte, să mai aștepți, dar măcar ai o sursă de finanțare. Noi suntem așa de drămâiți cu banii că ratăm asemenea proiecte. Dacă mâine s-ar deschide și ne-ar mulțumi pe toți, n-avem capacitatea să facem proiecte și să le punem pe masa unui potențial finanțator. Aici vă rog dacă se poate și să facem o distinție. Noi astăzi suntem și primari care avem pârtii de schi, dar toți avem balneo, toți avem resurse de balneologie și aș vrea să ne concentrăm pe nevoia ca românul să fie mai sănătos, până la urmă să o spunem pe nume. Da, dacă el vine într-o stațiune balneo, sigur că o să fie mult mai multe facilități de recuperare medicală și a stării de bine, că tot e o lozincă fluturată în ultima perioadă, nu? Dacă țările dezvoltate din Europa te obligă să te duci într-un concediu odată la 2 ani, 2 săptămâni să-ți recuperezi starea de bine, eu cred că starea de bine se poate recupera mult mai bine într-o stațiune balneară decât Pana Brașov, dau un exemplu. Da,
că nu e nimeni în sală de aici din Poiana Brașov. Are Poiana Brașov capacitate și potențial să se dezvolte foarte bine față de Slănii Moldova, un exemplu concret, sau poate chiar Vatra Dornei, mă uit la Iliuța aici aproape. Da, Luci, domnul primar de la Bazna mai vrea să... Domnul ministru, eu sunt unul dintre primarii care au depus două proiecte în acea listă. În ce este un spațiu și un aquapark. Alea rămân valabile, de la Sibiu sunteți asta. Da. Și am discutat cu doamna Cumpan posibilitatea de... Da. Alea rămân valabile. Vreau să vă spun, eu am primit treptriște planificări în toamnă. În buget de anul acesta mi-am prevăzut banii. L-am aprobat bugetul deja aproape la o săptămână, deja am început contractările. Eu în două săptămâni să vin cu clarificările, cu toate la dumneavoastră. Dar, de bun simț, zic, dacă tot ziceți că nu sunt bani, din două o să promovez unul prima dată. Stați puțin, da. Eu în locul dumneavoastră le-aș demara pe ambele. Una e una, alta nu sunt bani acum. Eu vin cu amândouă, dar zic ca prioritate, având în vedere la noi este stăția... Dar faceți ce doriți, noi nu putem ocupa. Cel care vine cu documentație le dăm drumul la procedură. Da. Și avem și un motiv suplimentar ca la rectificare. Dacă ajungem în situația să plecăm, aici vreau să ajung. Deci nu e problemă. Rectificări mai sunt și oricum nu trebuie banii în acest an. Trebuie însemnate niște contracte multianuale, 2, 3, 4 ani, căci oricum o investiție mare, se duce până în 4 ani, ca să fie ok. Și totuși, dacă e ceva semnat, și noi atunci putem să mai facem un punct, să mai una, să mai alta. Dar dacă nu se întâmplă ceva scris, până la urmă ne-am aruncat banii degeaba. Da. Problema este înregistrată. Înțeleg că aveți... Asta e una. Și încă discutam de dimineață cu domnul primar. Vreau să fiu mai devreme la dumneavoastră. Niște discrepanțe în, de ordine publică de problema acum. În lege spune așa. Stațiunile de interes național câte un post de jandarm. Da? Stațiune de interes local. Nu. Stațiunile care sunt orașe, ca oraș, au organigram, au poliție sau secție, minim 10-20 de polițiști. 24. Există. Și organigrama e de 32. Există două stațiuni. Dar stațiunea, dacă este comună, s-ar putea să n-aibă la șeful de post de multe luni pe nimeni. Și atunci ar trebui pentru ordinea publică, căci zeci de mii de turiști se perindă într-un an și fel de fel de lucruri. Ar trebui prevăzut și pentru cei care sunt de interes național. Opțional, cine sau trebuie găsită o formulă în ordinea publică. Sunt stațiuni fără poliție. Se poate prevederea sau să solicitează să reduceți și pentru local. Pentru interes local. Stați puțin, dar în condițiile astea cei care vor dori să se atesteze drept stațiune de interes local și nu au acel post, nu vor putea. Nu există cererea aceea. Noi avem mai multe solicitări de a schimba anumite lucruri și la sistemul de clasificare a structurilor de primire turistică, unde am înțeles că sunt multe lucruri exagerate și mi se dă exemplu cu un hotel de 5 stele din vest, pe condițiile de la noi n-ar primi nici măcar 3, că au fost lucruri semnalizate. Și pe prevederile de la atestarea stațiunilor, aveți propuneri, veniți la întâlnirile de la minister și haideți să le discutăm. Pentru că eu nu pot să vă spun acum că unele sunt acceptabile sau nu, pentru că nu mă pricep. De-aia am specialistul acolo și discutăm de față cu el. Da? Orice propunere aveți. Nu trimiteți, adică o trimiteți-o și înscris. Vă rog, veniți prin reprezentanți, nu neapărat dumneavoastră, să discutăm punctual atunci problema, da? Și să vedem, există șansă sau nu. Da? Avem... Pe 24-25, domnul ministru, noi vom fi la București, majoritatea primarilor mergem. E un obicei al nostru să mergem la Târgu de Turism. Vă rog, dacă se poate, să
găsiți o interacțiune de o oră. Până atunci noi ne vom mobiliza și vă promit că vom avea și... Dacă veniți în data de 24, noi vom participa la deschidere, la Romexpo. Da. Eu vorbesc de conducerea ministerului. Acolo îi vom chema pe toți salariații noștri care au competență în teritoriu. Va fi conducerea clar a direcțiilor de la turism. Ridicăm atunci problema, o și discutăm. Facem acolo un mic grup de lucru și o discutăm la fața locului. Bun. Aici, dacă tot am vorbit de târgul de turism, o solicitare expresă este ca să nu ne mai plătim noi din bugetul nostru de la asociație pătratul ăla, dreptunghiul ăla pentru promovarea stațiunilor balneare. Poate ministerul la bugetul din anii viitori ne ia în calcul cu promovarea pe un spațiu asigurat de minister. Aș vrea... Cred că e posibil pentru că ministerul pe programul de promovare la târgurile internaționale, acolo unde organizează stand sub pavilion național și în baza unei scheme de minimis acceptă agenții economici, sunt convins că poate face lucrul ăsta și la Romexpo, pentru că nu-l facem noi, îl fac cei de acolo târgu, și putem într-adevăr să achiziționăm un spațiu mai mare și să vi-l punem la dispoziție. Veniți cu propunerea și o avem în vedere atunci când discutăm de acum târgul de la anul. Da. Ultimul subiect, dacă îmi permiteți, e vorba de mobilitatea turistului extracomunitar și pentru că aici avem în sală pe un reprezentant de la Chișinău, este domnul Serghei Carp, care este șeful la tot ce înseamnă frumos în Chișinău. Aș vrea să găsim o modalitate specială pentru relația dintre noi și Republica Moldova de mobilitatea turistului, pentru că, vă spun sincer, copiii care vin și cântă pro bono aici, în foișorul din parc, la instrumente, fanfara de copiluț de la Cahul trebuie să stea câte 4-5 ore în vamă ca să-i controleze pe copiii ăștia, nu știu de ce, dar este ceva jenant. Odată un exemplu, a venit primăria municipiului Strășeni, noi suntem înfrățiți cu ei, a căutat toate doamnele și de lenjerie intimă, adică este obligatoriu să facem cumva să găsim formula prin care să se facă, bineînțeles, un control, că așa este normal, prin sondaj sau cum îl face, dar să nu neapărat pe la corpul diplomatic, dar pe undeva, pe acolo, să se creeze un culoar de trecere a turistului mai facil și țintim și turismul din Asia. Am avut întâlniri și cu ambasadorul Japoniei, cu ambasadorul Indiei și foarte mulți agenți economici de acolo care vor să aducă turiști operatori, tur operatori care vor să opereze pe România. Asta din perspectiva tuturor stațiunilor din România se plâng că noi le dăm greu viză de intrare în România. O să discutăm asta la București. Eu mă bucur că am abordat o gamă destul de mare de subiecte. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru prezență. Mulțumesc, domnul ministru, încă o dată. Noi am organizat aici un dejun de lucru și vă invit pe toți să interacționăm, să ne mai împărtășim, mai ales că noi la stațiune balneară avem nevoie să producem un document foarte repede, așa cum s-a discutat aici. Domnul ministru se grăbește, dar nu chiar așa de tare, pentru că vreau să forțez acum, dumnealui nu obișnuiește să participe după aceea la... Eu prefer să stăm aici. Dar măcar o cafea prefer să stăm aici. Dacă are cineva de ridicat ceva, eu mai stau aici. Scuze. Vă rog. Doamna deputat, am uitat să le dau cuvântul doamnelor deputat și nu vreau să-mi încalc. Vă rog, doamna deputată Cătălina Ciofu. Aveam o scurtă comentare, dar dacă domnul ați avut, să am și eu o prezență aici. Pentru implicarea de care dați la proiectul în legătura politică a primarilor de stațiuni. Vă faceți și eu dumneavoastră numai primar, pentru că ați crește în jurul, ați scos stațiunea asta din un punct roșu pe mine, asta e foarte... e de apreciat ce ați până ce nu vreau să spuneți. Aveam o întrebare legată de dacă face subiectul finanțărilor sau a ONG-urilor, zonele
E o problemă, mă întâlnesc cu agroturism, nu ecoturism. Ecoturism altceva. Montan. Dar și turismul înțeles, montan. Suntem aici, Mănăstirea Cașii, în Dărmănești, care au perspective în zona asta. Acolo, noi ce am discutat pentru OMD-uri reprezintă exact acele organizații de management a destinației. Dumneavoastră vă referiți la o sursă de finanțare pe fonduri europene sau la ce? Că nu-mi dau seama. Sunt perspective de dezvoltare, da, localităților care ar vrea să se dezvolte. Pentru OAT-uri sau pentru privați? Sau pentru întreprinzători? Că nu-mi dau seama. Pentru OAT-uri, da. Din punct de vedere a Ministerului, singura posibilitate de a asigura finanțări e prin planul de investiții. V-am explicat cum stăm acolo. Și doamna deputată Lena Hărădău, vă rog. Da, o să încerc să-mi doriți. Sunt convinsă că aveți o serie de probleme pe care doriți să le prezentați și mă fac la domnului ministru. Domnul ministru, vreau să vă adresez și eu mulțumirile pentru participarea dumneavoastră la noi în județ, stimați colegi, stimați doamnă secretar, stimați colegi, stimați general colegilor care o să mă fac adresez. Eu apreciez foarte mult și sunt convinsă ca și dumneavoastră de asemenea modul acesta deschis de dialog, de prezentare, de dezbatere, fiecare dintre dumneavoastră care vrea să își expună o problemă, o situație, o dorință, a primit atât răspunsuri cât și soluții, mai ales soluții. Chiar dacă nu ne mulțumește, asta este situația. Au fost prezentate răspunsurile domnului ministru și cu plusuri și cu minusuri și cel mai important, repet, cu soluții la rezolvarea soluțiilor. Atât pe termen scurt, cum v-am spus săptămâna viitoare, veniți, dar chiar vă rog. Este, din punctul meu de vedere, o super apreciere pentru acest lucru. Eu nu am mai avut ocazia să văd un ministru care să fie prezent și cu răbdare și să dea răspunsurile pe fiecare problemă ridicată. Da, insist cu această apreciere, pentru că sunt plăcut surprinsă și aș dori să pun și eu în discuție, nu neapărat acum, pentru că necesită într-adevăr un termen lung, dacă sunt posibile reîntrimița taberelor pentru reșidenți, ceea ce considerăm aici la noi, mă refer aici în Slănic, pentru că suntem aici, adică foarte bun de dezvoltare, de construcție pentru studenții care să vină la schi. Din ce știu eu, în momentul de față, pentru că avem și noi o problemă la Bucșoaia, la Suceava, taberele sunt la Ministerul Tineretului și Sportului. Exact. Dacă aveți, în schimb, un blocaj undeva și credeți că ar ajuta o mediere a noastră, cu mare plăcere. Deci nu e o problemă, dar nu mai e la noi, nu este la noi. De aceea am marginalizat. Cine dorește, ca și localitate sau județ, apelați și noi ne facem datoria. Deci ca idee pentru camere de elevi și studenții. Mulțumim, doamna deputat. Domnul primar de la Dărmănești vrea să vă pun o întrebare și dacă dintre agenții economici prezenți aici... Dacă doriți, da, puneți întrebări, vă rog. Era să uit, dar v-am zărit în sală și vă rog, domnul primar. Vă salut, domnul. Eu sunt bine ați venit în zona noastră. Sunt primar orașului Dărmănești și mi-am propus să fim stațiune turistică de interes local. Îndeplinim condițiile, vrem să le punem și să parcurgem etapele. N-ați pomenit nimic de cei care doresc să devină sau ateurile care doresc. Deschis cu documentația, condițiile minimale să le depuniți. Da, sunt unele dintre ele care nu le depuniți, corectăm ce acolo. Dacă e în condiții legale, cu mare plăcere, cât mai repede posibil. Okay. Deci, da, nu e nicio problemă. Cât de curând o să fim în acea asta. Mulțumesc. Dar o singură întrebare reprezintă IMM-urile. Vreau să știm măsura 411, ce să știe de ea. Am înțeles că o venim la Ministerul dumneavoastră. Din contră, măsura 411 este fosta măsură 3. Fosta măsură 3, da. Fosta măsură de schemă de ajutor pentru investiții. Da. Care era până la parcă 250 de euro. Nu, acum la 1 milion de euro. La 1 milion. Da. Ea a fost, în momentul în care s-a deblocat în mandatul fostului ministru și s-au făcut acele plângeri penale, măsura a fost oprită, deși acei salariați despre care vă aminteam au
vizualizat toate cele aproape 30.000 de cereri. Corect. Și le-au analizat și a fost muncă în zadar, dar mă rog, ea s-a blocat, banii de acolo au fost transferați la măsura 2 și măsura 2 ajunge, cred că, cel mai mare program pentru IMM-uri care a funcționat în România, s-a apropiat de 900 de milioane de euro. Dar a fost preluată și s-a transformat la Ministerul Fondurilor Europene în măsura 411. Am înțeles, nu știu dacă informația nu-i clară sau nu-i la zi, că ar fi trebuit săptămâna asta să apară deja criteriile. Da, și să se poată aplica. Nu știu, au apărut sau nu? O să-l sun cât mai... Stau pe aici pe domnul ministru să văd dacă are un răspuns, sau pe secretarul de stat de acolo să vedem. Dar eu știam că trebuia să facă publică sesiunea ca atare. Sigur? Am convenit cu domnul ministru că vom mai rămâne aici pentru particular să răspundă la... Care, cine dorește să rămână, eu beau o cafea și mai povestim. Și, restul, la invitația domnului primar. Să nu uit să mulțumesc consilierilor locali, colegilor mei din primărie și sper că întâlnirea de astăzi a fost o întâlnire fructuoasă, dar desigur că vom mai disemina la masă și vom avea ocazia să ajută-mă să ne spunem mai la măsura 411 ați afișat. Mulțumesc și structura asociativă, este Asociația Prietenii. La când l-a afișat? Mulțumim mult. Mulțumim mult. Nu pleacă nimeni din sală fără să primească colegele de la primărie. Avem enciclopedia localității noastre, exact, și hărțile despre Slănim Moldova și vă invit să le luați ca să ne facem și noi aveți forma finală? Datoria de a promova localitatea. Nu, dar la ministerie... Da.